10 persoane au fost reținute de polițiștii din Călăraș în urma a 12 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de proxenetism. În data de 3 iunie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraș, au efectuat 12 percheziții domiciliare pe raza județului Călăraș la locuințele unor persoane bănuite de proxenetism. Din cercetări a reieșit faptul că în perioada august 2019 până în prezent, cei în cauză ar fi racolat mai multe tinere prin metoda Loverboy, pe care ulterior le-ar fi exploatat sexual pe raza județului Călăraș, obținând astfel bani. Au fost puse în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele în cauză fiind audiate la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. Față de 10 persoane, s-a dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism, urmând să fie prezentate instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. La activități au participat polițiștii din cadrul structurilor de investigații criminale, investigarea criminalității economice, ordine publică, arme, explozivi și substanțe periculoase, criminalistică și luptătorii serviciului pentru acțiuni speciale, precum și jandarmi.